Rareș Bogdan din partea Partidului Național Liberal. Bună ziua, Rareș! Da, să rămână, Ema, bună ziua tuturor urmăritorilor voștri și l-am ascultat pe Lucian. Sigur, el e un propagandist de excepție socialist și ne explica ce au făcut primarii. Nu vreau să o polemică cu Lucian, dar vreau să vă spun ceva. Primul loc din țară unde s-a rezolvat integral problema tabletelor și a tablilor electronice, deci acelor table pe care se scrie electronice, a fost Clujul lui Emil Boc. Acum nu știu să fie înscris Clujul, să fie înscris Emil Boc în PSD, dar cine știe, poate s-a întâmplat în ultimele două ore când am vorbit cu el. De asemenea, aceeași situație la Ilie Bolojan la Oradea, aceeași situație la Alba Iulia, aceeași situație la Suceava, exact la fel situația. Da, aveți la București, aveți la București pe o tablă la o școală scrie: nu vreau să-l mai văd pe prefectul Cojanu. Așa mi imaginez eu, să știi, Rareș. Sunt și foarte lucru, creativ marțea. Da, eu alaltă seară am vorbit cu Ludovic pe subiectul prefectului. Era la a treia recidivă, iar ieri dimineața am avut ședință de campanie la 8:30. După care eu am plecat spre Bruxelles. Ei, la 8:45 de minute, atât eu cât și Robert Tighiartău, i-am solicitat să-l demită din funcție, pentru că aduce grave prejudicii de imagine guvernului. Eu cred că nu înțelege ce îi se întâmplă, Rareș Bogdan. Nu, părerea mea că în cazul acestui om, pentru că eu l-am urmărit în ultimele luni, inclusiv cu celebra declarație legată de carantinarea unor cartiere de prin iulie-august, omul pur și simplu nu era potrivit pentru această funcție. Deci nu era excedat de poziția pe care o ocupa și pur și simplu nici măcar nu-și dădea seama că găsește. Iar declarația pe care a dat-o cu privire la faptul că se afla la cumpărături și nu a aflat numărul de infectări, cred că după această declarație ar fi direct în secunda 2 să plece acasă, să nu așteptăm 24 de ore. Da, ministrul educației, ți se pare, Rareș, că ar trebui să mai rămână sau să plece? Nu sunt, chiar dacă sunt bine dispus, pentru că am avut un mare succes pentru România aici la Bruxelles și am să vă spun despre ce e vorba. Nu am și intru niște negocieri legate de MFF și de banii pe agricultură. Nu am să intru în curs abil întinsă de jurnalista Ema Zeicescu. Deci încă doamna Anisie are susținerea foarte, foarte bună în partid, după cum și știu că are. Doamna Anisie este ministru învățământului. Deciziile se iau nu doar de către ministrul învățământului, se iau și de către premier și de către colegii din guvern. Sigur că sunt lucruri perfectibile, să sperăm că nu se vor face greșeli și că se vor rezolva problemele, inclusiv legate de Ministerul Finanțelor, pentru că aici, legat de tablete, au fost licitate 83.000 de tablete. Erau necesare în România pentru copii care nu au pur și simplu nici măcar o tabletă sau un telefon sau un computer sau la frat un astfel de obiect, sunt undeva la 340.000. Deci clar că trebuie să ajungem la această cifră. Bani vor fi pentru 500.000 de tablete. Cred că ar trebui rezolvată inclusiv problema legislativă a licitațiilor, pentru că dacă noi licităm și se trezesc două firme care au pierdut cu prețuri mai mari, că ne contestă licitația și o blochează pentru 30 de zile, nu am făcut nimic. Deci asta e una dintre lucrurile care trebuie rezolvate rapid în ceea ce înseamnă legislația din România. Mulțumesc, Rareș Bogdan. Te rog. Da, bani sunt pentru aceste tablete, Ema. Deci dacă nu ar exista bani... Păi da, dar aș vrea să ajungă mai repede de la primari la copii. Că de fapt, știi cum e? Noi, cei care ne permitem să cumpărăm o tabletă, am făcut asta deja până a venit tableta de la școală. Dar sunt cazuri... Noi trebuie să ne gândim nu la copilul tău, nu la copiii mei, nu la copiii celor care își permit și care au posibilitatea aceasta, în astfel de situații cum e România astăzi, trebuie să existe solidaritate și pentru asta trebuie să ne gândim și la cei care nu își permit acest lucru și să-i sprijinim. Guvernul este obligat să asigure exact pentru acești copii tabletele. Că nu trebuie să-mi asigure copilului meu tabletă, dar este obligat să asigure orice guvern, astăzi guvernul nostru, mâine probabil tot al nostru, peste 4 ani, Dumnezeu știe, trebuie să asigure unui copil care trebuie să aibă exact aceeași șansă de a învăța cu un copil la cărui permit, își permit să ofere aceste lucruri.